Lumea basketului este în doliu după ce Andrei Lefter a pierdut lupta de pe patul de spital. Basketbalistul a cedat după 5 zile în care s-a aflat în comă profundă. Inima lui a cedat sâmbătă, iar manevrele de resuscitare nu au avut niciun rezultat. Tatăl lui Andrei spune că fiul său visa să joace basket toată viața. Un moment fatal avea să întrerupă firul vieții. Marți noapte a căzut și s-a lovit grav la cap după ce a încercat să sară un gard. Tatăl spune că nimeni nu a sunat la salvare decât după câteva ore, când era prea târziu. El s-a sprijinit sărăcuțul pe pereți. A venit lume, l-a văzut și au plecat. După ce au plecat, deci el a stat în picioare. Deci, vă imaginați? Sprijinit aici, plin de sânge. Uitați-vă de sângele lui. După asta, la două, de s-a întâmplat la 12 și un pic, 12-20. La două și ceva, a căzut, între timp, au trecut pe aici, dar l-au văzut. Dar n-a sunat nimeni la urgență, la 113. După 5 zile de luptă, inima lui Andrei a cedat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. De când a ajuns la spital și până în acel moment, sportivul a fost ținut în viață cu ajutorul aparatelor. Starea sa era una foarte gravă, era inconștient, a fost investigat de către medicii din urgență și apoi internat pe secția terapie intensivă cu comă profundă. Practic a fost ținut în viață de aparate timp de 5 zile. În cursul după amiezii de sâmbătă a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au încercat să-l salveze, l-au resuscitat, dar din păcate pacientul nu a mai putut fi salvat. Foștii colegi de la CSU Atlas-Sib Sibiu sunt îndurerați la rândul lor și spun că sunt alături de familia sportivului. Din păcate, ne rupem cu greu de el, ne despărțim cu greu de el. A făcut parte 2 ani în această echipă, a fost colegul nostru, prietenul nostru, a fost jucătorul CSU Atlas-Sib Sibiu. Suntem alături de familia lui, de părinții lui și sper să le dea Dumnezeu putere să treacă peste acest neplăcut eveniment din viața lor. Iar lui Andrei dorim, sperăm să ierte Dumnezeu păcatele și să se odihnească sus în ceruri. Astăzi, corpul neînsuflețit al lui Andrei Lefter va pleca de la Sibiu spre Ploiești.